dacă domnul Dumitru doriți să spuneți ceva. Domnul Dumitru Apalăghie și el s-a spăvânt mulți ani la Părintele. E foarte greu să vorbești despre Părintele Sofian. După ce am auzit cuvântul pe care l-am auzit toți, cred că am simțit că după asta urmează tăcere. Cine a fost la timp în perioada anului 80-90, era o stare. Deci cei trei, Părinte Sofian, Părinte Paisie și Părinte Adrian, nășteau, ne hrăneau cu o stare pe care n-ai cum să o spui în cuvinte. Efectiv, n-ai cum. Îmi dau seama după cuvântul pe care l-am auzit cu toții și ce înseamnă cuvântul, așa cum sunt cuvintele în gura Duhului, cum te hrănește și cum pătrunde până unde niciun cuvânt al altului nu pătrunde. Pentru că acolo e taină. Și Părintele era un om tainic, e foarte greu să vorbești despre Sfinția sa. Părintele a fost un mare slujitor. Cea mai mare dramă a Sfinției sale a fost când n-a mai putut să mai slujească. Atunci a fost cu adevărat cutremurător pentru însu. O să găsiți în carte un lucru pe care îl repet, dar care a justificat și justifică ceea ce de fapt simțeam și am simțit tot timpul, că este Părintele Sofian, că este și acum. A doua noapte de priveghere, la Antim, în biserică, după miezul nopții, pe la două, așa, a venit Părintele Buca. A intrat în altar și a luat epitrahiul, a cădit trupul Părintelui, și după aceea s-a așezat la capul Părintelui acolo și a spus așa. A plecat la Domnul, cel mai mare liturghisitor al neamului românesc. Și ăsta a fost cuvântul prin care mie cel puțin mi-a transmis ceea ce am simțit toți anii aceia, din anii 80. Cine a slujit o liturghie cu Părintele Sofian, ăla este teolog. Aș mai adăuga acum.